găsit, prieteni! Veșnicia s-a născut la sate, iar de acest lucru ne vom convinge încă o dată astăzi. Să urmărim sumarul ediției. Un vinificator din satul Grădinița, raionul Căușeni, deține călării subterane vinicole vechi de 500 de ani, cu pereți din piatră lipită cu un amestec din lut, var și albuș de ou, care s-au păstrat intacți timp de 5 secole și unde a fost înființată prima școală de vinificație din Moldova. Cum arată beciurile astăzi, vă arătăm în scurt timp. O problemă care afectează tot mai mult agricultura din țara noastră este eroziunea solului. Ce măsuri trebuie întreprinse la ora actuală pentru a combate acest fenomen, discutăm în studio. Râșnițe, războaie, mașini de tapat, icoane și Biblii care au peste 100 de ani sunt doar câteva exponate din Muzeul La Bordei, înființat de un gospodar din satul Bravicea, raionul Călăraș. Pirografia, arta arderii în lemn a diferitor chipuri sau imagini, este pasiunea unui tânăr din satul Tănătar, raionul Căușeni. Lucrările sale sunt diverse și neobișnuite. Le admirăm la final de ediție. Despre toate astea vă povestim după generic. Un vinificator din satul Grădinița, raionul Căușeni, are în proprietate beciuri și galerii despre care se crede că ar fi cele mai vechi din țară, dar și din regiunea Balcanilor. Pe timpuri, aici ca și astăzi, se fabricau vinuri. Cronicile istorice arată că aceste beciuri au fost vizitate de poetul rus Alexandru Pușkin, Liprandi, generalul rus Voronțov și alte personalități marcante ale timpului. Ce enigme păstrează beciurile din satul Grădinița, aflăm din reportajul ce urmează. Potrivit istoricilor, acest beci are peste 500 de ani. Se presupune că acesta ar fi fost construit din cărămidă roșie, lut și albuș de ouă. Și, ca pe timpuri, aici și astăzi sunt păstrate vinuri. Galeriile subterane de la vinăria din satul Grădinița, raionul Căușeni, pe alocuri par interminabile. Și totodată aici ai senzația că ai apădat într-o altă realitate. Aceste podvale були построєні первую половину 16 века. Тут надолго поселились турки и строили его турки. Архитектором был француз. Кирпич завозили с Германии, завозили по Дунаю, через Черное море, по Днестру. Строили австрийцы, немцы. Mai târziu aceste beciuri au devenit proprietatea neamului boieresc Catargi. Они владели этими землями, этими катакомбами. В 1817 году он продал имение генералу французу Михаилу Понсет. De 10 ani însă noul proprietar al acestor subsoluri este vinificatorul Dumitru Câsa, care este pasionat cu adevărat de istoria enigmaticelor galerii subterane de aici. Gazda susține că pereții becerilor au rămas intacți timp de 5 secole. Duritatea construcțiilor fiind explicată prin faptul că legătura dintre cărămizi, dar și dintre pietre, este realizată printr-un fel de mortar, făcut după o tehnologie mai specială. Ви находитесь, где самые старинные подвалы нашей Молдовы. Эти подвалы, как были построены в 1540-х годах, тут практически их никто не трогал. Они практически склеены на яичный белок, и здесь и глина. По тем временам не было цемента. Они являются памятниками архитектуры нашей Молдавии. Atunci când proprietarul beciurilor a devenit generalul de origine franceză Ponse, a fost momentul de cotitură pentru domeniul vinificației din Moldova. Anume, Ponse a adus din Franța noi tehnologii de producere a vinului și le-a implementat în această regiune. Он купил саженцы из Франции, привез сюда.
пригласил специалистов, квалифицированных в Франции, как по виноградарству, так и по виноделию. Se spune că pe timpuri aici s-a debutat chiar profesorul francez fost specializat în viticultură. Iar astăzi, la vinăria din satul Grădinița, raionul Căușeni, se produc licori noi specifice regiunii Purcari. Молодые вина закладываются на выдержку бочка. Как правило, бочка делает вино. Unele vinuri se maturează în bătoaie timp de un an și jumătate. Altele abia după 2 ani pot fi turnate în sticle. В прошлом году на международной дегустации мы завоевали золотую медаль. Самые старые вина – это 92-го года. Mai nou, pragul vinării de aici este pășit și de turiști de peste hotare. Iar cei care au fost odată în galeriile subterane din satul Grădinița au revenit, ne spune gazda. Были с Англии, туристы были с Болгарии, Италии. Dumitru Câsa, mai bine de 2 decenii, a fost directorul unei alte fabrici vinicole din acest raion. Dar mai târziu, fiind atras de istoria acestor enigmatice beciuri din satul Grădinița, a dorit cu tot din adinsul să procure vinăria de aici. Deși asta a presupus împrumuturi bănești, dar și sacrificii. La ora actuală, aici anual se procesează circa 100 tone de struguri. Am aflat că fabrica de vinuri din această localitate a activat și în perioada URSS. Dar mai mulți ani s-a aflat într-o stare precară. De aceea, noul proprietar urma pas cu pas să scoată din anonimat această gospodărie vinicolă. Abia în acest an, vinurile produse la Grădinița au mers în Suedia, iar o altă partidă va merge curând în Statele Unite ale Americii. Și încă un detaliu trebuie menționat. Marii vinificatori din țară cunosc faptul că anume în această regiune, numită Purcari, poți recolta struguri de calitate, care conferă licorii lui Bacchus un gust aparte. Dumitru Câsa este unul dintre producătorii mici de vinuri, dar acest fapt nu l-a împiedicat să organizeze aici și un mic muzeu cu obiecte vechi, găsite în preajma vinăriei. Unele dintre acestea au chiar peste 200 de ani. Cât despre locurile de aici, acestea încă merită să fie cercetate și de istorici. Este de părere interlocutorul nostru. Много тут мин, которые мы не открыли под землей, пересекается очень много катакомб, очень много катакомб. Некоторые выходят аж до Днестра, некоторые тонут алмазы. Даже некоторые говорят, что тут, на этой территории, находится богатство Мазепа. Мазепа. Тут еще под землей мало что подвал, еще 2 этажа ниже есть подвалы. Apropo, acum 200 de ani, vinurile produse în satul Grădinița ajungeau atât în Imperiul Rus, cât și la Curtea Regală din Anglia. Mai mult, licorile produse aici ocupau locuri de frunte la concursurile internaționale de vinuri organizate pe acele timpuri. La Grădinița, la câteva sute de metri distanță, s-a păstrat conacul de altă dată a moșierului Ponce, căruia îi aparținea pe timpuri vinăria. Alte cronici istorice arată că în această casă, dar și în beciurile de aici, ar fi fost în vizită poetul rus Alexandru Pușkin, Liprandi, generalul rus Vorontsov și alte personalități marcante ale timpului. Iar astăzi este cert că fostul conac trebuie restaurat urgent. De altfel, edificiul este inclus și în registrul de stat al monumentelor. Это бывшая усадьба помещика, который здесь был Понсе. Он сам был француз. По национальности оказался здесь, он участвовал в войне против Наполеона на стороне держав, которые были в коалиции. И ему в свое время Александр I наделил его за это участие участком земли в нашем районе. Здесь тогда был другой, как мы говорим, помещик этажи. И со временем этот француз Понсе выкупил у этого помещика это имение. Primul care încearcă să pună în valoare aceste locuri este vinificatorul Dumitru Câsa. Însă pentru restabilirea fostului conac este nevoie și de intervenția statului. Без помощи, без поддержки государства, конечно, никак, ни примария, ни тем более этот экономический агент, который занимается этим, никак не оцелит это. La ora actuală, vinăria din satul Grădinița este inclusă într-un traseu turistic național. Cea mai de preț bogăție a Republicii Moldova o reprezintă solurile,
iar în țara noastră cernozemul constituie 70% din învelișul de sol. În ultimii 25 de ani, din cauza exploatării îndelungate a terenurilor, fără să fie respectate tehnologiile de cultivare a plantelor de cultură, calitatea solurilor și capacitatea de producție a acestora a ajuns să fie alarmantă. Eroziunea este unul dintre cele mai des întâlnite tipuri de degradare a solurilor. Care sunt cauzele eroziunilor terenurilor și ce ar trebui să întreprindem pentru a combate fenomenul, aflăm de reportajul ce urmează. Productivitatea culturilor depinde nemijlocit de fertilitatea solului. Însă factorii climatici și exploatarea îndelungată a terenurilor fără să fie respectate anumite tehnologii sunt doar câțiva dintre factorii care duc la degradarea solului și stimulează eroziunile. Anul trecut am suferit din greu, am suferit de seci și am avut în jurul la nici 300 de milimetri de precipitații. Anul acesta avem din luna august până acum, avem 37 de milimetri de precipitații. Ceea ce este normă pentru o lună de zile. Dar noi avem 6 luni de acum. Ne așteaptă un an destul de greu. Facem și rotații, dar o asemănăm grâu, am porumb. E pentru fertilitatea solului, să păstrăm fertilitatea ca să avem rezultate. Dacă însămâna și ești roadă în fiecare an, deci rezultate nu o să avem. Pentru a combate eroziunile solului, trebuie plantate fâșiile forestiere de protecție, iar pe terenurile predispuse la formarea eroziunilor, trebuie să fie semănate culturi herboase care nu permit degradarea solului. Noi, practicând prin proiect cu Programul Național de Dezvoltare, noi am căpătat niște rezultate, unde am salvat 30 de hectare, unde au fost împășunate, adică însămânțate cu ierburi, pentru pășunarea animalelor. Toamna asta am cărat crengi, viță de vie, ca turnăm în râpile astea, ca să deja să le oprim piese mai mari și o să punem tehnica să nivelăm, să îndreptăm terenul și ca să putem semăna ierburi pentru animale. Dacă vorbim de iarbă, a fost însămânțată esparceta și un amestec din 3 ierburi perene cu frunze anguste. A fost pregătit pământul, a fost nivelate râpele, am semănat espargetul la o adâncime mai adâncă, apoi am semănat celelalte amestecuri de iarbă. S-a primit foarte bine. Acum este a 3-lea ori a 4-lea an, au început a paște vitele mai intens, dar 2 ani de zile a fost cosit, oamenii s-au aprovizionat cu nutrituri pe iarnă, au fost destul de mulțumiți și cred că o să extindem această practică și la alte sectoare. Plantarea perdelelor forestiere este una dintre soluțiile care ar putea combate eroziunea solurilor, deoarece îmbunătățește structura solului și reduce riscul de erodare. Noi avem, iată, la moment, începând cu acele 180 de hectare, unde printr-o fâșie forestieră s-a unit cu aeste 22. 22 cu aeste 180, adică cam, și aici s-au plantat 36 de hectare. 30 cu suportul Programului Național de Dezvoltare, 6 cu puterile primăriei. La 14 hectare jumătate, noi am cheltuit 260.000, adică este undeva 10-11.000 lei. Noi, în afară de Programul Național de Dezvoltare, noi am mai conlucrat cu IFAD-ul, avem plantat în partea aceea de sat 14 hectare jumătate și primăria în anul 2011, când am devenit primar, a avut ca proprietar 67 de hectare, până la moment noi avem plantat încă 64 pe parcursul a 8 ani. Fertilitatea solului depinde foarte mult de modul de prelucrare a acestuia, precum și de măsurile de ameliorare pe care le întreprind agricultorii. În primul rând trebuie să trecem la agricultura conservativă. Asta e o revoluție, în primul rând, la noi aici în cap. Asta e lucrarea minimă a solului sau complet nelucrarea solului. E un set întreg de măsuri, în primul rând, tehnica cuvenită și dorința. Solul trebuie să fie în permanență acoperit cu resturi vegetale. N-are importanță de la cultura precedentă, ori dacă am recoltat cultura, să mănăm alte ierburi, alte culturi intermediare, intercalate, ca să fie solul în permanent acoperit cu resturi vegetale, atunci diminuăm acest efect.
păstrăm umezala în sol. Pentru înființarea perderelor forestiere de protecție, programul Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD oferă granturi în valoare de $3,000 per hectar, iar pentru reabilitare, granturi în sumă de până la $1,200 pentru fiecare hectar în parte. Eroziunea solului este o problemă care afectează multe țări ale lumii de-a lungul anilor. Încă în 1938, președintele SUA, Franklin Delano Roosevelt, adresându-se către popor, a spus: "O națiune care își distruge solul se distruge pe ea însăși." Eroziunea solurilor afectează agricultura din țara noastră, mai ales în ultimile două decenii. Iar la acest subiect discutăm astăzi în studioul nostru cu Boris Boincean, doctor habilitat, șeful secției Sisteme Agricole la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp, Selecția, municipiul Bălț, profesor Universitatea de Stat Ale Curso din Bălț, și cu Valentina Andriucă, conferențiar universitar, doctor, Departamentul Agronomie și Mediu, Facultatea Agronomie, Universitatea Agrară din Moldova. Bună ziua și bine ați venit la noi în studio! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Vreau să vă întreb ce spun specialiștii, care este principalul motiv că solurile din Moldova sunt afectate de eroziune? Bineînțeles, sunt mai mulți factori naturali, contribuie la manifestarea procesului eroziunii, din cauza că avem ploi torențiale într-o perioadă scurtă de timp, dar în mare măsură este influența antropică, factorul antropic. Suntem unica țară în lume care avem aproape 80% cernozeomuri, dar pe parcursul la ultimii mai bine de 100 de ani am pierdut practic în jur la 50% din rezervele inițiale de substanță organică a solului. Cu regret, noi până la moment tratăm solul ca substrat în care e suficient de adăuga nutrienți, îngrășăminte, apă și nădăjduim că o să obținem un nivel de producție înalt. Cu regret, nu este așa. Cernozeomuri au nevoie nu atât de chimizație, cât de fiziație, adică de ameliorare structurii solului. Și aici am adus două probe de sol. Se află la departare de 3 metri unul de altul. Iată, aici avem solul de țelină, deci sub vegetație naturală. Și aici este solul din ogor negru. Uitați, aici structura solului este destul de bună. Solul poate fi fărămițat, deci este bine structurizat în formă de agregate structurale hidrostabile care sunt rezistente la spălare. Definit. Exact. Dar uitați că noi putem să răzbatem cuțitul în acest sol, cât el este de compactat. Și, deci, apă nimerind pe acest sol e răzbate în sol, se acumulează, pe când apă nimerind în acest sol, deci, deoarece structura este pulverizată, apa nu are capacitatea de răzbate în sol, apa se duce la vale, avem eroziune solului, dar, odată ce apa nu răzbate în sol, avem secetă. Datele cercetătorilor Institutului de Pedologie arată că pierderile anuale de pe urma eroziunii estimate în unități monetare ar fi cam undeva 2,4 miliarde de lei. Eroziunea este dezvoltată în Republica Moldova pe o suprafață de circa 840.000 de hectare. Și este stabilit că trecerea solurilor de la un grad de erodare la altul aduce prejudicii extrem de mari în producția obținută pe solurile Republicii Moldova. Dacă am estima, undeva noi pierdem 2000 de hectare de cernozeomuri cu sol fertil anual de pe urma eroziunii. În ultima perioadă, de către agricultori, este utilizată o gamă largă de produse fitosanitare. Acest fapt duce și el într-un anumit mod la degradarea solului? În natură nu există boli, nu există dăunători. În natură nu există burieni. El există în capul nostru. Dar în natură aceeași buriană, odată ce are capacitatea de fixa energie solară, de a fotosinteza, de a acumula substanță organică în sol, este deja un organism benefic. Problema e cât, unde și în ce cantitate. Arderile miriștilor, cum se obișnuiește pe la noi, duc la eroziunea solului?
Eroziunea este consecința defrișării pădurilor, lipsii vegetației de pe suprafeță și inclusiv arderea miriștii prin arderea părții biotice a solului și prin pierderea materiei organice din sol, carbonului din sol. Aici necesită la nivel statal de a întreprinde niște măsuri, în primul rând de schimba acele criterii după care, indicatori după care se apreciază activitatea fermierului. Care măsuri ar fi? Asigurarea unui circuit cât mai închis și aici, bineînțeles că iată ceea ce se întâmplă în mare măsură în condiții naturale, asta este că bun, dar vorbim și aici lucerna solament, dar dacă avem lucernă trebuie să avem și vitaritul. Cu părere de rău, vitaritul a dispărut, dar în condiții normale, ca să imităm într-o măsură care e ecosistem naturale, noi avem lucernă, hrănim pentru animale, animale produc gunoi de grajd și asigurăm în felul ăsta, deci un circuit închis în cadrul gospodăriei și reducem dependența de inputuri, de îngrășământ minerale, de pesticide. Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite și vă mai așteptăm la noi studio. Mulțumim. Se spune că un gospodar adevărat trebuie să construiască o casă, să sădească un copac și să sape o fântână. Pe lângă toate acestea, Valeriu Bordei din satul Bravicea, raionul Călăraș, a mai înființat în propria curte un muzeu în care se regăsesc obiecte vechi de două secole. Care sunt acestea și ce istorii au? Vă invit să urmăriți în reportajul ce urmează. Un gospodar bun se cunoaște de la poartă, iar în satul Bravicea, raionul Călăraș, nu este nicio fântână mai impunătoare ca cea de lângă poarta gospodarului Valeriu Bordei. Fântâna a săpat-o acum 20 de ani și este mândru că oamenii pot să-și răcorească sufletul cu apa din fântâna sa. Mai dăunesc când, mă rog, era problemă cu pompa, lumea venea, eu primeam o plăcere că, uite, cu ciutura scoate apă. Dacă o facem fântâna pentru mine, o facem în fondul grădinii, dar am făcut-o la sfii publică. Când intri în ograda gospodarului, parcă intri într-o altă lume, iar obiectele vechi pe care le zărești în jur te întorc în trecut. Muzeul este un bordei acoperit cu stuf în care sunt păstrate obiecte vechi de peste 200 de ani. Cel mai scump exponat, să-l numesc așa, cu toate că sunt foarte multe de preț, dar merge vorba de Biblia, care are la 200 de ani, mi-a făcut o cadou un prieten de-a meu, fratele lui Bunel Su, a fost mitropolit, cândva, merge vorba de 100 și ceva de ani în urmă, și alte Biblie avem de 140 de ani, așa, în jur, care tot un satean de-a nostru mi-a făcut o cadou. Am niște icoane foarte vechi în casă, tăiat, este și mai mare bogăție, că fără credință nu există. Mult de preț sunt teascurile astea care sunt la 200 de ani, plus la asta mașina asta de țesut și cântarele astea funcționează care s-au peste 100. Tehnica asta electronică, 90% dintre însele toate funcționează. Aici se mai păstrează și un budăieș, care pentru gospodar are o valoare deosebită. Mai am un budăieș de la bunica maicii mele, care și eu, fiind adolescent, am bătut, am stors, o numim așa, untul. Are aproape 200 de ani. Valeriu Bordei a manifestat un interes aparte pentru istorie de când era mic și avea vise mărețe. Când eram copil din școală și am visat că să ajung la Acropolis, să ajung la Muntele Athos, să ajung la Meteora Sfântă și cu credință și cu bunăvoință s-au înfăptuit lucrurile astea. După ce a vizitat muzeile din Grecia, unde a și muncit timp de 13 ani, impresionat de cele văzute și având pasiunea pentru istorie în sânge, proprietarul a hotărât să revină acasă și să înființeze un muzeu cu obiecte vechi adunate din toată Moldova. O bună parte, 70%, practic este din sat. Dar avem și la Nisporieni și de la partea Strășenilor, Orchei, deci din mai multe localități, în colaborare și cu primarul, facem niște lucruri destul de frumoase.
La muzeul La Bordei vin turiști din diferite colțuri ale lumii. Am avut musafiri din China, au venit niște studenți, au fost pasionați tare, tare. În multe lucruri, prima dată în viață le-au văzut. Multitudinea obiectelor pe care le deține însă îi dau bărbatului și bătăi de cap. De când în când le mai șterg de praf, el cer cu mult mai mult. Merge vorba de extindere, este o problemă financiară, dar ne isprăvim. Gospodarul este mândru că a reușit să-și îndeplinească visul de mic copil. Iar acum fiecare doritor poate să-i treacă pragul pentru a cunoaște istoria străbunilor noștri. Un tânăr din satul Tânătar, raionul Căușeni, demonstrează că la țară poți găsi inspirație și poți crea lucrări inedite. Prin metoda pirografiei, artă bazată pe arderea lemnului, Sergiu Capița pictează icoane, tablouri și bijuterii din lemn. Mai nou, tânărul de la Tânătari a plantat lângă casă pe o suprafață de 40 de ari paulonia și speră în curând să-și realizeze lucrările pe astfel de lemn. Sergiu Capița din satul Tânătari spune că a făcut pasiune pentru pirografie dintr-o simplă întâmplare. Am început la serviciu. Un coleg de lucru m-a dus un aparat de pirogravat pentru a marca scândurile astea de tranșat, care la bucătărie le folosim. Și deja mi-a plăcut cum se arde. Au trecut 14 ani din acea zi, însă tânărul nu se mai desparte de lemn și pirograf. Acesta, spre exemplu, este un suvenir mai neobișnuit, care curând își va găsi locul pe un perete din casă. Alte chipuri pe care le vedem aici, Sergiu Capița le-a văzut pe internet și ulterior le-a transpus pe lemn. Unele lucrări au tematică istorică. Este realizată pe lemn de tei, este realizată cu 3 aparate de ars, adică diferite, care că aici, bună oară, e ars cu un aparat care adică sufla aer fierbinte. Pe alte bucăți de lemn au fost desenate icoane. Este icoana lui Sfântul Andrei, întâiul chemat, Apostolul Andrei, și este tot, cum, este lucrată pe lemn de tei. O icoană este gata cam în 2 săptămâni, mai ales că interlocutorul nostru are și alte ocupații. Icoanele, practic, le copii, adică ele tot trebuie să fie canonice. Adică... Mai mult decât atât, Sergiu Capița a încercat să confecționeze și bijuterii de lemn. Bijuteriile sunt așa, tot o încercare au fost, zicem... Am fost invitat la un târg și m-am străduit să fac și pentru domnișoare. Iar la zilele de naștere ale prietenilor, tânărul de la Tânătar dăruiește umageaților lucrările sale, iar aceștia se arată încântați de asemenea daruri. Fac câteodată și cadouri de zile de naștere la persoanele dragi, poate chiar o iconiță, ori bijuterii, ori clădițe de astea. Sergiu Capița ne-a mai arătat și mese meșterite de el și apoi pictate cu ajutorul pirografului. Am vrut să-mi încerc puterile și mi-am comandat lemn și să încerc să-mi fac niște scaune, niște mese. Și încetișor le-am meșterit. Sunt realizate din lemn de cireș și mărgile merg din stejar. Că aici e pirogravură și scaunul, ele nu le-am dat cu lac, pur și simplu lemnul e curat, le-am ars tot. Podelele din această odaie sunt desenate prin aceeași metodă. În viitor, Sergiu Capița speră să realizeze lucrările sale pe lemn de paulonia, mai ales că a sădit lângă casă mai mulți copaci. El spune că a testat deja textura acestui material. Sunt copaci de paulonie. Sunt niște copaci care cresc, au rapiditate de creștere. Lemnul lor e foarte dur și foarte ușor. Că eu deja am încercat pe acest lemn să fac câteva iconiți. Sergiu Capița este bucătar de profesie, iar pirografia face mai mult în timpul liber.
Emisiunea de azi se încheie aici. Vă așteptăm din nou în fața ecranelor duminica viitoare la aceeași oră. Iar dacă cunoașteți oameni și istorii care merită să fie auzite, ne puteți telefona la numărul de telefon 022-739470. Până la o nouă întâlnire! Vă urăm toate bune!